Un sistem termodinamic poate schimba energie cu exteriorul sub formă de căldură și lucru mecanic. Căldura și lucrul mecanic nu sunt forme de energie, ele sunt forme ale schimbului de energie. Acest lucru devine evident dacă înțelegem că, în timp ce putem spune despre un sistem termodinamic că are energie internă, nu putem spune are căldură sau are lucru mecanic. Deoarece cum și câtă căldură sau lucru mecanic schimbă sistemul termodinamic cu exteriorul depinde de tipul transformării și de condițiile externe. Deci acestea sunt mărimi de proces și nu mărimi de stare. Termodinamica a apărut ca teorie necesară pentru realizarea de mașini termice, adică de motoare care transformă căldură în lucru mecanic. De aceea ne interesează cazul în care sistemul termodinamic primește căldură și efectuează lucru mecanic. Și asta înseamnă că vom considera pozitiv lucrul mecanic pe care îl efectuează un sistem termodinamic, iar lucrul mecanic care se efectuează asupra lui, negativ. În timp ce în cazul căldurii, lucrurile stau invers. Căldura primită este pozitivă, iar căldura cedată este negativă. Dacă un sistem termodinamic efectuează lucru mecanic trecând dintr-o stare în care energia lui internă este U1, într-o stare în care energia lui internă este U2, atunci energia lui internă scade cu exact atât cât lucru mecanic a efectuat. Deci avem relația U1 minus U2 egal cu L, de unde se ajunge la delta U egal cu minus L. Dacă un sistem termodinamic primește căldură, energia lui internă crește de la U1 la U2, iar diferența dintre cele două energii interne este chiar căldura primită, delta U egal cu Q. Dacă schimbă atât căldură cât și lucru mecanic cu exteriorul, atunci putem scrie relația delta U egal cu Q minus L, care se numește ecuația principiului întâi. Faptul că în această ecuație energia internă apare prin variația ei ne arată că aceasta este o mărime de stare. Deci principiul întâi definește o mărime de stare pe care o numim energie internă notată cu U mare. El are două consecințe foarte importante. Prima, într-o transformare ciclică, delta U egal cu 0, pentru că sistemul termodinamic ajunge la sfârșitul ciclului în starea inițială. Înseamnă că într-o astfel de transformare, L egal cu Q. Deci sistemul termodinamic poate efectua lucru mecanic într-o transformare ciclică numai dacă primește căldură. Dar toate mașinile termice funcționează ciclic. Deci o mașină termică nu poate efectua lucru mecanic dacă nu primește căldură. Dacă ar putea, ar fi un perpetuum mobile de speța întâi. Deci principiul întâi ne arată că nu se poate realiza un perpetuum mobile de speța întâi. A doua consecință, dacă un sistem termodinamic este izolat, el nu schimbă nici căldură, nici lucru mecanic cu exteriorul. Rezultă delta U egal cu 0, adică energia internă a unui sistem termodinamic izolat se conservă. Aceasta este legea conservării energiei.